Românii din diaspora care doresc să revină în țară și să investească într-o afacere pot obține finanțare de până la 200.000 de lei prin intermediul programului Startup Nation, aflat la cea de-a treia ediție, anunță Ministerul Turismului. Suma maximă în valoare de 200.000 de lei poate fi obținută dacă se vor crea prin proiect cel puțin două locuri de muncă full-time. Aplicanții care își asumă în schimb crearea unui singur loc de muncă vor putea primi maximum 100.000 de lei. Suplimentar, firma beneficiară trebuie să vină cu o cofinanțare în procent de cel puțin 5% din valoarea eligibilă a proiectului. Pentru a accesa programul în plus față de condițiile standard impuse de procedură, românii din diaspora trebuie să facă dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii printr-un permis de ședere sau dovadă de stabilire, viză de rezidență de lungă ședere sau certificate de rezidență. Bugetul total este de peste 20 de milioane de lei. Obiectivul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, instituție care gestionează și implementează programul, este de a finanța o mie de beneficiari.